O nouă mișcare tectonică a avut loc în Turcia la aproximativ 2 săptămâni de la cutremurul care a curmat viața a peste 46.000 de persoane și a rănit grav alte mii, potrivit unui bilanț care continuă să crească de la o zi la alta. Două seisme, unul cu o magnitudine de 6,4 grade pe scara Richter, iar altul cu o magnitudine de 5,8 grade pe scara Richter, s-au produs în Turcia, la granița cu Siria. Conform autorităților acestei țări, 6 persoane și-au pierdut viața în Turcia și altele 700 au suferit răni, iar seismul a putut fi resimțit și în țări vecine, precum Liban, Cipru, Israel și Egipt. Cutremurul din 6 februarie a fost urmat de peste 6.000 de replici, însă nici măcar una dintre ele nu a fost la fel de puternică, precum cele înregistrate în seara de 20 februarie. În urma replicii de 6,4 grade pe scara Richter, mai multe clădiri deja afectate s-au prăbușit, iar localnicii au fost cuprinși de panică. Din nou, locuitorii trec prin momente critice. 4 bărbați au fost prinși sub dărâmături întrucât se aflau într-un imobil avariat în timpul producerii seismului. Echipajul de salvare a reușit să ajungă la unul dintre ei, însă operațiunea încă continuă pentru extragerea celorlalți din molo. Situația nu este mai bună nici în Siria. Sute de localnici au petrecut noaptea în aer liber de teama de a nu intra în casă și a fi surprinși sub dărâmături în cazul producerii unui seism de mare amplitudine. Înainte de producerea celor 2 cutremure din seara de 20 februarie, în adăposturile improvizate erau găzduiți aproximativ 1,5 milioane de oameni. După seara de 20 februarie, este posibil ca numărul lor să crească considerabil. Așadar, autoritățile sunt în alertă, relatează USD24.ro.